Alte întrebări? Am întrebări legate de referendum, domnul președinte, nu pentru că așteptăm prezența dumneavoastră. Puțin timp în urmă, Partidul Democrat a anunțat că va boicota referendumul, dar dumneavoastră ați acuzat în numele referendumului că ar fi un joc dintre PSRM și PZ. Credeți că e de fațadă acest anunț? Da, m-ați șocat cu această decizie a PD-ului, adică sunt șocat să aud acest răspuns, dar să voi să mă gândesc. Eu am dovezi că tot ce a avut loc împotriva primarului general Dorin Chertoacă în cadrul Consiliului și în afara Consiliului au fost cu sprijinul PD-ului, inclusiv și votul care a fost acum numit referendum pe 19 noiembrie a fost cu votul Consiliului din partea PD. Toate cele atacuri care și precedentele decizii cu referendum care nu au ajuns un vot atunci, dar atunci PD-ul n-a dat votul. De ce n-a fost referendum? Pare că sau două n-au ajuns, dar atunci când au vroiau prin decizia Consiliului să numească referendum, PD-ul n-a susținut. Dar acum PD-ul a susținut prin votul consilierului pe care la un Consiliu Municipal Chișinău. Plus tot ce i s-a întâmplat consilieri din partea partidului cum se cheamă el, Partidul Ne-European, PPNM, PPM din Republica Moldova. Deci toate atac vă amintiți și în timpul ședințelor Consiliului, și în timpul ședințelor primăriei, și referendumul care a fost organizat, semnături, tot a fost făcut cu consilierii din partea partidului lui Leancă, să spunem așa, cărui președinte este. Și eu cred și azi că asta nu s-a făcut fără o înțelege cu Plahotniuc. Altfel, nu înțeleg de ce m-a presat pe mine să votăm Iuri Leancă, vicepreședinte Parlament, care nu face parte din coaliție și, după cum vedeți, a ajuns vicepreședinte și acum are o fracțiune, un grup care e egalat cu o fracțiune și au majoritate în Parlament. În final, ce să spun? Eu salut orice decizie, oricărui partid, pentru că în primul rând nu avem bani să cheltuim pentru acest referendum, fiindcă referendumul poate să ducă și la alegeri, unde iar acolo aici sunt 9 milioane, dar acolo trebuie de 50 de milioane. Doi, este o decizie a instanței judecată ilegală, unde a acceptat acest referendum pentru că nu au fost motive și nu sunt să fie învinuit primarul că nu s-au îndeplinit atribuțiile. Lupta cu corupția nu ține de competența primarilor, dar ține de competența organului de drept, CNA și procurator anticorupție. Avem asta, nu sunt atribuțiile primarului. Cam așa am înțeles că și acum s-a emis o hotărâre de guvern care le-a cere de la primar să lupte corupția și să prezinte dări de seamănuri și iarăși încercăm să punem pe umărul primarului ceea ce nu le revine. Dar ce pot să spun eu aici? Știți că public policienii sunt foarte buni. Promit pensii, salarii, au 300 de grădiniți acum sau de terenuri sportive și mai acolo. Să vedem realitatea ce va fi. Fiindcă sper să fie o decizie sinceră, da? Cu atât mai mult că acest referendum nu dă nimic. Dacă în caz de să alegi primar pe un an de zile, nu ce să facă un om în un an de zile? Până încolo, până încoace. Era mai bine dacă PD-ul nu susținea, nu dădea votul consilierul în cadrul ședinței Consiliului Municipal, nu dădea vot și nu mai ajungem la aceasta. O să știm ce o să fie mai departe. Încă înainte este timp și cum a spus una e ce spui și alta aici face. Știți că la noi politica mai mult merge una spui și alta face. Nu, eu azi cred că e sincer. Sincer și mă bucur că și-o amintit că am fost colegi de coaliție, am făcut multe lucruri bune, poate și aici, cine știe, poate le-a deschis Dumnezeu cartea și s-a mai uitat acolo, mai citit că asta e bun, asta e rău, aici faci păcate, aici nu faci păcate. Poate au înțeles că e de ajuns cât păcate au. S-a spus
Am băut ceai cu Dodon în seara când a câștigat alegerile. După cum scris voi, presa, sau spus-le unui cetățean. Eu vreau să cred că e sincer, o să vedem. Mai avem timp înainte, eu încă o să mai întâlnim și o să vă răspund. Eu vreau să cred că aceasta este sincer, dar ceea ce a fost până acum mă pune să nu prea cred. Că altfel, de ce să votez în Consiliul Municipal, că acum să-i boicot? Spuneți-mi, vă rog. Doar au fost la limit, 25. 25. 26, pardon, majoritatea, da? Deci din 51, 26 e majoritatea. Deci 26 au fost cu vot consilierului PD. Iată unii. Deci așa sunt niște semni din doială. Dar sperăm că poate, cum spune, în al 12-lea ceas, au venit în ghesuri, poate ne-au mai răcorit. Alte întrebări? Cu cine? Dar oare nu-i de ajuns că am avut până acum și vorba omului simplu de la țară, știți, care are umor și la ce folos? Ce să mai închid Vuxăva și după aceea miniștri, primari? Nu. Cred că PD-ul a tras singur linia între Partidul Democrat și Partidul Liberal. Dar eu sper să câștigi dreapta și să avem o alianță de dreapta. O alianță care nu doar vorbește de cursul european. Cursul european, asta e o temă care toți deja o folosim acum, toți îl laudăm, Europa, în afară de cele de stângă, Dodon și la alte partide. În genere, cred că asta rămâne să decidă partidul, prin birou politic sau prin Consiliul Republican. Părerea mea că noi vom face coaliții cu cei care vor susține cauza pe care promovează Partidul Liberal. Acei care nu sunt pentru unire cu România, n-au. N-avem de ce faci cu ei coaliții. Pentru ce? Ca să salvăm ce salvăm? Ce am salvat noi că am mers în coaliția asta din ianuarie 2016? Nu există altă cale pentru a salva cetățenii de la sărăcie, de la plecările peste hotare, decât unire cu România. Și cei care o să fie pentru unire cu România, aceea să facem coaliție. Nu, să rămânem în opoziție și să luptăm pentru unire cu România. Pentru cauza românească, pentru a salva cetățenii de la viața pe care o duc timp de din 40 până acum, câți ani sunt de acum? 60 cu 77 de ani. Uitați-vă cât chin și cât mizerie timp de 77 de ani. Au promis cei din Uniunea Sovietică, spuneau că tot pentru popor și le lua averea. Acum toți vorbesc de cursul european și sunt oameni mizerii și sărăcii. Când cursul european, asta înseamnă cu totul altceva. Înseamnă lege și nu comandă. Înseamnă prioritatea omul și nu funcția. Tot ce fac acum ei. Când eram noi, mai încercam noi, mai blocam niște lucruri. Dar acum uitați-vă, președintele raionului de Criuleni, de Dobăsari, întâlnit la aeroport și îi spun cătușă. Dar eu știu singur că de două luni de zile se discuta și ne se propunea nouă să facem o coaliție cu socialiștii și cu PD-ul împotriva actualului președinte, că nu a acceptat să treacă în Partidul Democrat. Și eu am zis că ne ajunge că noi am avut coaliție cu PD-ul, mă trebuie cu socialiștii, să trebuie în coaliție. Și a refuzat. Și eu știu că problema era să treacă. Și nu a trecut, omul a refuzat, are poziții, are verticalitate. Și a pus cătușele. Ca și la noștri. Pentru altceva. Și tot așa. Nu asta înseamnă stat de drept și democratic. Și nu avem nevoie de un stat unde străiască clasa politică și puterea. Într-un stat de drept democratic trebuie să străiască bine cetățenii. Noi suntem slujii lor. Dar la noi e invers. În toți anii aceștia să îmbogățească clasa politică, miliardar, uitați-vă, Filat, numai avocat trebuie să plătească un milion și ceva de euro și încă și dolari acolo. Nu? Și asta e clasa politică. Asta e democrație. Aștia vorbesc de binele poporului. La noi democrație, cum a spus, agricultura fără industrie e ca o găleat fără fond. La democrație la noi e ca un butoi fără fond.
torni acolo și nimic nu rămâne. Eu vreau să spun că după ce au presat, șantajat și fracțiunea Partidului Liberal a fost părăsită de 4 deputați, la moment s-au apucat de consilieri. Da, am și eu deja informații și discuții personal, deja s-a început lupta împotriva consilierilor municipali ca să părăsească fracțiunea și partidul. Democrație democraților. Democrația democraților. Înțeles? Eu vă spun, eu am vorbit cu persoane care mi-au spus, da? Asta e democrația democraților. Am zis că eu am scris un articol am avut eu, mai multe, da? Partea întâi, a doua, chiar și după moarte. Spuneam acolo că de ce în cadrul Consiliului Municipal pe de un a încercat să-și formeze o fracțiune, da? Prin metodele, mecanismele pe care le-a folosit la nivel de Parlament, da? Că de la 19 deputați au 44 sau cu talul oficial și restul tot cu ei sunt, peste 50. Dar acolo au rămas cu un consilier. Iată că a venit acum când l-au suspendat pe Dorin Chirtoacă, i-au intentat dosare, l-au izolat, deja ei au nevoie și de fracțiune. Vedeți? Fiindcă primăria e mâinile lor. Atunci o fracțiune a PD-ului însemna o majoritate democratică în cadrul Consiliului Municipal care ar fi ajutat primarul general. Că multe proiecte n-au mers și acum vedeți că sunt stopate 3 drumuri din cauză că Consiliul Municipal nu vrea să aloce 3 milioane să cută acolo pentru infrastructură. Că altfel nu vin banii. Și multe proiecte au fost blocate când a fost majoritatea. Deci înseamnă că PD-ul n-a vrut. Acum vrea majoritatea fiindcă au primarul lor. Omul care l-am adus eu. Iartă-mă, Doamne, că am adus așa un om la calitate de viceprimar la primărie. Care stă acum și... Am auzit și o știre, nu știu care a dat-o, cu clădirea asta aici unde a fost Znanii, pe București. Că deja peretele din interior a fost format. Să vedem cu ce se termine. Că domn primar, după cât știu, a dat permisiunea de 4 niveluri să construiască. Că e centru cu zona asta unde e liceul, școala numărul 1 fost alături. Adică este o arhitectură în zona asta. Și atât lucruri încep să miște. Am și întrezim cu un hotel într-un parc undeva care Dorin Chirtoacă n-a vrut să accepte, fiindcă legea nu permite să construiești în parcuri. Vorbiți de Vania Ceban? I-a menit cineva familia? Da. Cum i-a menit familia dacă ei cu mama braț la braț și acasă și în Consiliul Municipal? Și ei sunt cei care... Dar cine l-a menit? Liberalii? Păi puterea e la dânș. Președinte, uitați-vă judecătoarea care a examinat cazul Dorin Chirtoacă. Da? A început să examineze. Și nu știa de atunci că ea e promovată la curte de apel? Doar în aprilie atunci președintele Dodon a refuzat numirea acestor 4 judecători. Și nu puteai să știi ce va decide Consiliul Superior al Magistraturii. Dar de obicei Consiliul Superior al Magistraturii înaintează a doua oară. Unii președinte este obligat să desemneze decretul. Și dumneai s-a apucat să examineze dosarul. De ce? Dacă știa că se duce la curte de apel. Și până azi nu avem răspuns, n-au examinat plângerea avocatului și a lui Dorin Chirtoacă și se îndreptărarea avocatului, care astea direct, imediat, merge la CEDO. Înțelegeți? Și eu dat ei să examinez dumneai, știind că o să ducă și o să examinez, o să... Și pe urmă, cops, că nu examinează și se duce iară de la zero. Tot ceea ce a fost iară începe la zero. Trăgănare. Așa că amenințările lui Vania Ciobanu nu sunt decât frică de ceea ce au făcut ei în calitate de consilieri municipali. Amintiți câte clădiri erau blocate, construcțiile? Eu auzeam vorbe că orice blocare a clădirii se termina cu hai, cum ne împăcăm, cu cât ne împăcăm, dați nevoie să construim, cât vreți și ce vreți. Sunt multe aici.
Hai să numai domn Plăhatnicul știe pe toate.